Bună ziua! Astăzi voi face dulceață de caise. Pentru asta avem nevoie de 1 kg 300 de grame de caise coapte, jumătate de lămâie zeama și 1 kg de zahăr. Caisele spălate le luăm, le scoatem de sâmburi. Și le tăiem fiecare jumătate în două. Caisele au fost tăiate. Acum le punem într-o cratiță mai mare. Punem caisele, zeama de lămâie și zahărul. Amestecăm un pic, ușor, pentru a nu sfârma fructele. După ce am amestecat ușor cu zahărul, lăsăm cratița cu fructele, zahărul și lămâia 2-3 ore la temperatura camerii pentru a lăsa un pic zeamă să poată fierbe. Am lăsat 2 ore la temperatura camerei. Deja se vede că a lăsat un lichid și punem la fiert la foc mai puternic, la foc mai iute. Și supraveghem să nu dea în foc. Dacă se ridică, mai reducem. Iarăși, important este să fierbem la foc mai rapid pentru a nu-și schimba culoarea dulceața. Dulceața a început să fiarbă. Vasul trebuie să fie de cel puțin 4 litri. Când se ridică, dăm ochiul la mic, ochiul aragazului. Spuma se va retrage. Lăsăm la fiert în continuare. Supraveghem. Și dăm din nou la fiert mai iute. După 10 minute de fiert, spuma și-a mai pierdut din intensitate. Vedeți, încă nu am luat-o cu lingura, pentru că vedem că se pierde. Focul trebuie să fie cât mai iute. Amestecăm pentru a nu-și pierde dulceața din aroma ei. Lăsăm să fiarbă mai intens. Mai amestecăm din când în când. Au trecut 20 de minute de când dulceața noastră fierbe. Abia acum strângem un pic spuma care a mai rămas. Punem o farfurie în frigider pentru a se răci, pentru că trebuie să facem acuși proba. Facem probă
Dulceața are 25 de minute. Facem probă să vedem dacă este gata. Da? Dulceața deja este legată. După aproximativ, deci cam 25 de minute din momentul ferberii sau jumătate de oră de când am pus pe aragaz. Dulceața este deja legată. Este ca o pectină. Este suficient de fiartă. 25-30 de minute. Cam atât lăsăm să fiarbă, nu mai mult. Închidem aragazul și o punem la borcane. Am luat dulceața de pe aragaz și imediat, așa ferbinte, mestecăm și punem fructe și lichid deopotrivă amestecat. Culoarea este foarte frumoasă. Borcanele le ștergeți un pic, le acoperiți cu capac, dar abia după ce s-au răcit le puteți spăla pe suprafața care s-a mai murdărit de la dulceață. Am obținut 4 borcane cu dulceață de caise. Sunt ferbinți. Le întoarcem. Le învelim cu o pătură mai groasă și le lăsăm la sterilizat până se răcesc. Aceasta este dulceața. Când s-a răcit, observați consistența, este delicioasă.